V-a plăcut echipa României? Nu. Nu v-a plăcut, dar am câștigat. Au câștigat că am rămas în 10 oameni, iar Basara s-a făcut datoria prin arbitrajul care l-am avut. Și prin inspirațiile lui Iordănescu, a doua repriză le-a nimerit. La început a făcut echipa prost și după aceea a nimerit bine schimbările. Spuneți că am avut parte de un arbitraj prietenos? Foarte prietenos. Și faptul că am putut să facem panorama aia, să-i oprim, pentru că noi am început catastrofal meciul. Faptul că am oprit și i-am dat peste cap din punct de vedere nervos, asta a contat foarte mult. Adevărul că lucrul acesta pe care îl remarcați dumneavoastră, ni l-a transmis și unul dintre liderii acestei grupări Uniți sub Tricolor, Andrei Preda, cunoscut drept Gogoașe. El zicea că a fost un lucru bun până la urmă pentru echipa României, că s-a întrerupt meciul atunci și că apoi România a jucat mai bine. Domnule, dacă ar exista paragraf de regulament la FIFA și UEFA, cu toate că eu o să asociez, eu o să bage xenofobie, cine știe ce, bagă și ne vor suspenda. Că... Dar paragraf de regulament pentru așa ceva nu există. Da. Mai grav este cu fumigene și cu pognitor din acelea, care n-ai voie să mai evite, numai salbaticii mai vin cu așa ceva. În rest, am fost bine. Rezultatul excepțional, meciul ferice de cel ce nu s-a uitat la meci. Ce jucători v-au plăcut mai mult din echipa României? Domnule, mi-a plăcut portarul, să iau de la portar, așa. Mi-a plăcut portarul, mi-a plăcut bancul. Mi-a plăcut, chiar și cei doi fundați centrali mi-au plăcut. Mi-au plăcut cele două schimbări, Mihailă și cu Moruțan, care au revitalizat jocul și practic aici s-a câștigat. Credeți că există acest pericol de a juca un meci sau două fără spectator? Se marca și pe Hagi un pic. Și un pic și pe Hagi. E obligatoriu, da. Dacă nu zicești de Hagi, se supără. Nu, s-a mișcat bine. S-a mișcat bine. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că există acest pericol ca un meci sau două să jucăm fără spectatori în acest final de campanie. Dacă peste tot sunt abuzuri, dacă va fi un abuz, atunci am de o etapă, două. Da. Spuneți însă că ar fi un abuz împotriva echipei României. Nu există paragraf de regulament, dragul meu. Pe de altă parte, înțeleg că există această situație de la Budapesta, unde s-a prezentat harta Ungariei mari și cu toate acestea la meci, și cu toate acestea Ungaria n-a avut de pătimit să joace fără spectator sau ceva de genul acesta. Da, pentru că încă o dată ei n-au prins în regulament și forma asta de manifestare țărilor respective, care revendică câte ceva. Și noi suntem, Basarabia, pământ românesc, peste tot. Pe toate zidurile scrie și la noi, la Moldoveni și peste tot. Aș vrea să vă întreb și despre această suspendare pe care a primit-o Simona Halep. 4 ani are în acest moment suspendare. Convingerea mea că e exagerată, chiar dacă a fost vinovată, este foarte mare pe de asta, cum se dă de 4 ani. Înseamnă că ea sunt niște oameni fără judecată. Dai 4 ani în care nu știi sigur, pentru că din sânge n-a ieșit nimic. Din firul de păr nu i-a făcut încă până acum. Acolo numai în firul de păr se dar aia durează 6-7 luni. Numai... acolo spune și gramajul și tot, și dacă ai înfrânge așa ceva și așa mai departe. Credeți că la TAS poate să obțină o reducere semnificativă a PDP? Da, cred că se va înjumătăți pe asta dacă vine și cu proba de păr. Dar fără suspendare nu scap. Bine, de asta să cred că... Să se apuce să facă copii, să are bani, are cu ce să trăiască. E o doamnă
frumoasă, tânără, talentată, gata. Au vrut ăsta să-i spună cruce, i-au pus greu. Ce se întâmplă cu Naționala de Tineret? A început cu o înfrângere în Albania cu 3-2, după ce în a doua repriză România a condus cu 2-0. Da, îmi pare rău de Pancu. Eu așteptam să fie un tânăr de perspectivă, dar el nu a greșit acolo. Echipa, după pauză moartă, deci pregătirea la cluburi proastă, la toți tinerii. Asta ne dă de gândit și asta ar trebui să facă cele două partide care sunt la putere acum, cu Ciocan, cu Frunte și cu Ciucă, fac un proiect de lege în care fotbalul juvenil să fie ajutat din toate punctele de vedere în tot sportul românesc, nu numai fotbal, pentru că suntem în cofă